Mai ești gospodăriește atât, gospodina Ivanna. Ia câteles, gospodin. S-au dus copiii, te recunosc că-s talentați, dar mulți sărmani gălăjioși. Eu înghețam de frig. Le mulțumim tare mult și în sfârșit am rămas eu, mama mea, mătușa mea și tu unde mamușa un pahar de ceva bunișor. V-am zis, da. Mama mea, cine a făcut sărmanile? Eu. Doara. Dar voi să cui să mănânc? Tot timpul mama, dar seamnă că sarmalii fac mărunțele. Unii gospodini le fac mari. No, nu-mi plac. Uitați-vă și zimititele, drăgălașă și carne și... Plăcenta se încălzește. Ți-a fost dor de mine? Tare, mi-a fost dor de tine, minușcu, dar prea mult ați stat. Acum nu așa de mult. Măcar cel puțin 2 săptămâni, dar nu 3 săptămâni. Ia că dorim ca păr urgent. Lasă că... Vine Crăciunul și apă vorba și ea. Trebuie să avem față. Așa, stăm noi la masă, mămică, am zis că am primit coletul de la fratele meu care este călugăr pe muntele Athos. Am primit această icoană Iisus Hristos, cei 12 apostoli. Este o icoană super mega frumoasă, toată este din argint. Uitați-vă cât de frumoșă. Și asta o să-și găsească loc în viitoarea mea casă. Frumos că vine domn primar și primărița, prima doamnă din Negrin și apămușa să ne îngrăiască din Negrin. Sarmale nici calde, nici șerbinți, nici răși, ca așa iubește primarul. Primărița vrei vin de casă, e nu bietăte chestii care îți vând la magazin. Te rog frumos, oameni serioși. Ia să auzi, ai o liță priciu ăsta ca să vină stătunt frumos, nu știu eu. O la mine. Hai, zi, păi zi. Răgus, nici peste tine. Haide, hai în casa mea, unde ca ședere. Pom de anul nu te fac cu beteala să te îmbrăc și steluță mie. Bravo! Moș Crăciun, spui scrisoare? Încă nu. Dar și cadouri? Lamborghini. Lamborghini? Tu știi, vighit și cu tine? Mai Lamborghini!